primăria și Consiliul Local al Comunei Dudești Vechi și este destinată locuitorilor comunei și proprietarilor de teren de pe raza comunei noastre. Sunt încântat să văd că avem oaspeți, nu avem nicio problemă să rămâneți în sală, doar că, repet, este o adunare de informare și nu o dezbatere. Așa că vă rog să vă abțineți de la chiote și întrerupere, pentru că locuitorii comunei Dudești Vechi au dreptul, iar eu, din această broșurică citesc, mie mi-a dat un Marc Iarciou, scrie și prostioare, dar scrie și lucruri bune. Scrie cam așa. Dreptul la informație, autoritățile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Așa că în executarea acestei, în ducerea de plinire a acestei obligații legale, am organizat această adunare de informare. M-am străduit să fie cât mai completă. Am zis lor că eu nu vorbesc fără să fiu, fără să consider că sunt pe deplin pregătit. Consider că sunt pregătit îndeajuns pentru a vă informa referitor la ce se întâmplă în comuna noastră, pentru a nu omite nimic. Am rugat consilierii locali să fie prezenți și reprezentanții partidelor politice, mai importante de pe plan local, precum și firma NIS Petrol, reprezentată aici de domnul Danilin și de doamna Mihaela, care este jurista lor și face și traducerea, am înțeles, domnul Danilin fiind vorbitor doar de engleză, sârbă și rusă. Am această obligație în baza legii și sunt primarul vostru de 10 ani. Mă cunoașteți destul, adică nu al tuturor, acelor timp de șpeche. Așa că, eu de ce fac această adunare? În primul rând, pentru a îndeplini obligația de primar. Nu vreau să conving pe nimeni nimic. Când a venit comunismul și a luat pământurile oamenilor, asta a fost. Oamenii și-au primit pământul înapoi și fiecare procedează cu pământul lui cum crede de cuvință. Dar este obligația primarului să-și informeze corect locuitorii. Așa că eu pot răspunde a celor ce afirm astăzi, atât eu, cât și consilierii pe care i-ați votat dumneavoastră. Și așa că putem să-i dăm drum. Vă rog frumos doar să rețineți acest lucru, care dorește să vorbească, va primi microfon și în niciun caz ședința nu va decurge ca luni. Cei care au avut ceva de spus au fost întrerupți dacă nu a fost pe plac auditoriului. Oricând puteți organiza cine doriți dintre dumneavoastră, orice altă ședință la care vă puteți expune punctul de vedere. Eu mi-am structurat mai mult pentru mine în câteva puncte problemele care se vor dezbate, pentru că sunt de mai multă, de diferit de natură. De exemplu, gazele de șist, un punct. Care este situația cu gazele de șist la noi și la noi în țară. Prospecțiunile care vor avea loc aici în zona noastră și nu numai în zona noastră. Reglementarea legală a acestor prospecțiuni. Dreptul, adică exercitarea servituții legale pe care o dețin companiile petroliere care au creat acordul cu statul român. De fapt, Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Întrebări. Haideți să luăm la rând. Eu sunt un tip care se informează și nu se grăbește. Gazele de șist. Este prezent aici domnul Goloșie. Am ascultat cu mare interes problema gazelor de șist. Pentru că vreau să fiu informat. Nu m-am oprit la ce a spus domnul Goloșie, m-am informat și de pe internet, am întrebat și pe domnul inginer Petcov aici lângă mine, am avut o consultare politică la Uniunea Bulgară, m-am interesat și în Bulgaria, am verificat niște date foarte interesante de la doamna Ivana, dacă o țineți minte, era doamna îmbrăcată în costum popular, care era foarte vehementă, dar care mi-a dat niște informații foarte utile. Probabil că un minuet cunoașteți. Acum citesc din acest material pe care l-am primit.
tot data trecută și care mi se pare un material foarte bun și pertinent în ce privește prezentarea gazelor de șist. Aproape tot teritoriul României este deja concesionat pentru extragerea hidrocarburilor, inclusiv gaze și petrol de șist, prin metoda fracturării hidraulice. Am citit ce înseamnă gazele de șist, am mai multe definiții. Gazele de șist sunt gaze naturale captive în interiorul formațiunilor de șist, în porii unor roci cu permeabilitate și porozitate scăzută, aflată la adâncimi de circa 35 km. Asta am primit o dată trecută la dezbatere. După aceea cum se face, mă rog, oricum, pe scurt am înțeles, este vorba de ceva foarte controversat și din punctul meu de vedere, de ceva rău. De ce? Pentru că nu mă pot rupe de etnia mea și bulgar fiind, am verificat în Bulgaria, ca și în Franța de altfel, gazele de șist sunt interzise, adică fracturarea hidraulică și exploatarea gazelor de șist. Este interzis în Bulgaria. Acum nu vorbim numai de Bulgaria, dar jurist fiind, m-am apucat să văd problema pe toate ramurile ei juridice. Am discutat și cu domnul Mircovici, care este de asemenea printre alte specializări și jurist, și am verificat informațiile trimise de doamna Ioana pe internet. La ce concluzie am ajuns? Gazul de șist este ceva care nu ne place. Noi suntem o națiune de agricultori. Poate că în unele țări se exploatează. Am verificat în Polonia, unde scrie aici, sunt undeva de pe Wikipedia, sunt cele mai mari gaze de șist, mari zăcăminte de gaze de șist din Europa. Polonezii le exploatează, nu se plâng. Am vorbit cu consul onorific al Spaniei. În Spania au început să exploateze sau să exploreze, nu am înțeles, gazele de șist, ceea ce a dus la declanșarea unei serii de mici cutremuri. S-au oprit cu acest subiect. Dată fiind această situație, după ce am verificat informația disponibilă de pe internet, unde găsește absolut tot, am ajuns la o concluzie ca jurist, că gazele de șist nu sunt reglementate din punct de vedere legal, adică nu sunt reglementate în legea petrolului, ci în legea energiei și a gazelor naturale. Practic, legea petrolului spune așa, o să citesc, nu este lung, o să fac și un rezumat, plătuiesc o întreagă armată de juriști aici în sală, voi fi corectat dacă greșesc. Resursele de petrol situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internațional și convențiilor internaționale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român. Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă 1. În stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau 2. Lichidă, sub formă de țiței sau condensat. Dacă ne oprim aici, teoretic, aici intră și gazele de șist, pentru că ele sunt gaze naturale. Dar, legea dă definiția gazelor naturale. Și asta este legea petrolului în România. Cea în baza cărora se încheie acordurile petroliere, în baza cărora are Chevron încheiate acorduri petroliere, în baza cărora au NIS încheiate acorduri petroliere. Ce spune aliniatul 3? Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția amestecurilor de gaz condensat. Nici o vorbă despre gazele captive. Peste tot unde am căutat definiții ale gazelor de șist, nu am dat decât de gaze captive, că gaze captive, gaze captive. Este la îndemâna oricărui dintre dumneavoastră internetul și Wikipedia, da? Wikipedia ce definiție? De gazul de șist este un gaz al cărui zăcământ este captiv între plăcile de șisturilor în straturile de cărbune și aflate la o adâncime mai mare decât zăcămintele de gaz convenționale. Sunt gaze captive. Domnul Toloșie dă din cap, mă aprobă. Mulțumesc, domnul Toloșie. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Așa, mai departe. Din raportul final al gazelor neconvenționale în Europa, 2011. Gazul de șist, shale gas, este un gaz natural produs din șistul. El aparține surselor neconvenționale de gaze naturale.
Gazul de șist, gazul stocat în loc.